chirul ăsta, vasara asta, de să vedem declarațiile pe care președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor din România le face în acest moment. Tu listen that. Este foarte urât să văd așa ceva. And I'm here to prove you. Și sunt aici ca să vă demonstrez. Well, we will go to the question that arising after some matches from coaches or from some team officials or from some players sometimes. Ajungem la niște întrebări care la finalul meciurilor sunt adresate de către antrenori, oficiali sau chiar jucători. Why we have a VAR? De ce avem VAR în România? I replied to this question from the beginning of the season. De la începutul sezonului am încercat să răspund la această întrebare. VAR is there to intervene only for clear and obvious situations and missed serious incidents. VAR este acolo de a interveni numai în momentul în care există o situație clară de interpretare greșită sau un element care nu a fost vizibil. I told you from the beginning also, and it was also clear worldwide, that the VAR cannot solve all the problems in football. V-am spus de la început și nu doar în România, peste tot la nivel mondial, VAR-ul nu va rezolva toate problemele din fotbal în ceea ce privește arbitrajul. So the use of VAR in football matches is based on a number of principles, all of which must apply in every match using VAR. Folosirea VAR la meciurile de fotbal se bazează pe niște principii ce trebuie să aplicate la toate partidele. The video assistant referee is the one, is the match official who has an independent access to match footage. Un arbitru asistent VAR este un oficial cu acces independent la imaginile din meci. And who may assist the referee only in the event of clear and obvious error or serious missed incident. Și care poate asista arbitrul doar în eventualitatea unei greșeli evidente sau a unui incident care nu a fost observat. So where in goal no goal situations? Situații de gol sau care nu a fost for penalty no penalty? La momentul penaltiului, dacă este sau nu este. For a direct red card but not a second yellow card. În momentul în care s-ar impune acordarea unui cartonaș roșu direct, nu și la cel de-al doilea cartonaș galben. And for mistaken identity, when the referee cautions or sent off the wrong player of the offending team. Sau atunci când identitatea jucătorului în cauză este greșită, adică în momentul în care un arbitru ar putea sancționa un alt jucător decât cel care se impune. So you may know two things that the referee must always make a decision. Deci până la urmă arbitrul trebuie întotdeauna să ia o decizie. At the end, even with the VAR intervention or not, the referee is the one who makes the final decision. Cu sau fără intervenția VAR, până la urmă arbitrul este cel care ia decizia finală. Only the referee can initiate a view. Doar arbitrul poate iniția vizionarea fazei. Alex, am să te rog pe tine să mă ajuți aici, că tu cunoști mai bine terminologia. Practic, ce se întâmplă, arbitrul poate solicita arbitrului video să analizeze un incident, în cazul în care el nu l-a controlat pe terenul de joc, da? La solicitarea arbitrului, arbitrul video poate analiza acest incident, sau invers, arbitrul video îi poate solicita arbitrului să vină să reanalizeze, să revadă un incident atunci când vorbim de situații de interpretare. Good. So you helped me from the next sentence already. So let's go to a topic for challenges. I will show you some situations. Acum vom vorbi despre provocări, am să vă arăt câteva situații. And before that I have to tell you the principles that we use when we evaluate a challenge on the field of play. Și am să vă spun care sunt principiile atunci când evaluăm un incident pe terenul de joc. The first thing is that we need to understand football. It means to have a football understanding. It means to understand that the football has also contacts. În primul rând trebuie să înțelegem fotbalul ca sport și să luăm în calcul că fotbalul este un sport unde are loc contact. We are not keen to change football in penalty ball.
Nu suntem... Fotbalul în lovituri de pedeapsă. Exact. We have not given, not only us, but not UEFA, not FIFA, not anyone, to judge a situation for a minimal contact. Nu ne dorim să judecăm o situație pentru un contact minim, nici noi, nici UEFA, nimeni. Which are instructions to the referees to have the match control, to protect the game, to protect players. Și acestea sunt și instrucțiunile către arbitri să protejeze jocul și să protejeze jucătorii. To be there to evaluate the normal football contact. Să fie acolo, să fie atenți și să evalueze contactul normal în jocul de fotbal. So there are careless challenges. Sunt atacuri neglijente. Which means that the player for the football speed, for what the player has to play the ball, miss the ball and makes a contact when this is the normal football speed, this is a careless challenge. În momentul în care, dacă... Da, deci vorbim de contact, de atacuri neglijente care sunt sancționate doar tehnic, lovitură liberă, și aici vorbim de acțiuni care nu au intensitate, care nu au răutate, care nu au forță, sunt doar niște acțiuni ale jucătorilor normale de fotbal. So when there is a reckless challenge, it means that the player gives disregard to the opponent and also disregard to the consequence of the challenge. Când vorbim de atacuri imprudente în comparație cu atacurile neglijente, când în atacurile neglijente, așa cum v-am spus, este o lipsă de atenție, la atacurile imprudente vorbim de o lipsă de considerare față de adversar atunci când face acest atac și lipsă de interes față de consecințele atacului asupra adversarului și atunci vorbim de sancțiune tehnică și de sancțiune disciplinară. Da, deci neglijență, doar sancțiune tehnică, imprudență, sancțiune tehnică și cartonaș galben. And the reckless challenges have medium and high intensity as well. La atacurile imprudente putem să vorbim și de o viteză medie, dar și o viteză mai mare. So when we speak about excessive force, deci când vorbim de faultul grosolan, vorbim de forță excesivă. We speak about the force and not the speed. Vorbim de forță și nu neapărat de viteză. We speak about the challenge that has a speed with serious consequences. Vorbim de un atac care are forță și care poate avea consecințe serioase asupra adversarului. So actually we evaluate the force of the contact. Și analizăm forța cu care este făcut acest contact. By this aspect we have to consider the clear considerations. În baza acestui aspect trebuie să analizăm criteriile pe care arbitrii le folosesc. Who plays the ball first? Cine joacă mingea? Who initiates the contact? Cine a inițiat contactul? To separate the intensity, the speed and the force. Tu să analizăm separat intensitatea, viteza și forța acestui atac. We know that we have different football mentalities. Sunt diverse moduri de a juca fotbal, da, players, și interpretări, coaches and also countries, care țin de jucători, de antrenori, de țări. We cannot punish a player when he has a fair challenge playing the ball first. Nu putem să sancționăm un jucător când el joacă mingea în mod corect prima dată. We have to evaluate the risk that takes. Trebuie să analizăm riscul pe care acesta și le asumă în momentul în care face acest atac. And we have to punish if there is a second action. Și trebuie să analizăm, să sancționăm a doua acțiune a jucătorului în cazul în care ea există. Situations that more goes to evaluate a reckless, between a reckless, between a yellow card and a red card. Sunt situații în care arbitrii trebuie să analizeze sunt situații la granița dintre cartonaș galben și cartonaș roșu. Is when a player using a straight leg. Atunci când un jucător folosește ca în atac piciorul întins towards the opponent, împotriva adversarului, pe direcția adversarului. Both legs
towards the opponent. Ambele picioare pe direcția adversarului. And studs. Și folosește crampoanele în lupta cu adversarul. A point of contact can be full. Locul de contact poate să fie complet, să fie direct pe corpul atacantului cu o parte a ghetei crampoanelor adversarului. And this also evaluates more the red cards. Și aici vorbim de cartonaș roșu. But there's also the glancing contact. Sau vorbim de un contact superficial. Or a slight one. Sau foarte, foarte marginal. The referee on the field of play can evaluate, depending on these criteria, if a player is endangered his safety. În baza acestor criterii, arbitrul trebuie să stabilească dacă atacul jucătorului pune în pericol integritatea fizică a adversarului. And he has to evaluate the brutality, the malice and the violence. Și trebuie să interpreteze, să analizeze răutatea, intensitatea și de asemenea dacă este o comportare violentă. Sometimes there is an unavoidable contact or an accidental one. Câteodată sunt contacte accidentale sau contacte care nu pot fi evitate. So all we can understand, we cannot punish with the highest sanction. Și în situația asta trebuie să înțelegem că nu putem să venim cu sancțiunea maximă. We have noticed that there are a lot of challenges in the neutral zones or close to the technical areas. Am observat din analizele noastre că sunt foarte multe atacuri de acest fel la mijlocul terenului sau în apropierea spațiilor tehnice ale echipelor, în apropierea băncilor de rezervă. Sometimes with no reason. Câteodată fără niciun motiv. And we also see challenges where the ball is in the middle, let's say 50-50. When you are close, you cannot have a high intensity. Sau sunt situații în care mingea este la mijloc, că ambii jucători au șanse egale de a juca mingea și atunci nu putem să vorbim de intensitate în acest tip de acțiune ale jucătorilor. Unless there is a second clear action. Cu excepția situațiilor când avem o a doua mișcare a jucătorului vinovat. So these are somehow the criteria to evaluate challenges and of course it's very important the details for the VAR line of intervention. Deci practic acestea sunt criteriile pe care arbitrii le folosesc și sunt detalii importante în stabilirea liniei de intervenție a arbitrilor video. There is nothing else. Nu e nimic altceva. There is nothing, my opinion is yellow. Nu este, în opinia mea e galben. There is no look what is this can be. Bun. Declarațiile președintelui Comisiei Centrale a Arbitrilor Kyros Vassaras și un comentariu amuzant pe chatul de pe canalul de YouTube al fanatic.ro. Traduceți mai repede că și-a lăsat mojito-ul la soare și se încălzește lângă șezlong.